Primăria Iași va moderniza 5 terenuri de sport ale unor instituții de învățământ din oraș. Este vorba despre Școala Generală Aleco Rousseau, Școala Gimnazială Ștefan Bârsănescu, Școala Gimnazială Gheorghe Brătianu, Liceul Economic de Turism și Colegiul Tehnic Ștefănescu. Valoarea totală a modernizării celor 5 terenuri este de aproximativ 2,5 milioane de lei fără TVA. Terenurile vor avea formă dreptunghiulară cu lungime de 40 de metri și lățime de 20 de metri, iar în jurul acestora va fi amenajată o zonă de siguranță. Documentațiile tehnico-economice vor fi partea unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în ședința Consiliului Local din data de 29 noiembrie.